Și în direct acum cu noi este medicul epidemiolog Emilian Popovici, vicepreședintele Societății de Epidemiologie. Domnule doctor, mulțumesc că sunteți cu noi. Cu mare plăcere. Așadar, odată, Agenția Europeană a Medicamentului spune cât se poate de clar că nu există legături dovedite între cazurile de deces, cheaguri de sânge și vaccinurile AstraZeneca și cu toate acestea sunt câteva țări, câteva state, domnule doctor, în care imunizarea cu vaccinul AstraZeneca a fost suspendată complet până când ce? Până când apar dovezi, nu? Sau date clare. Asta când ar putea să se întâmple? Da, în opinia mea este o greșeală destul de serioasă de abordare, în sensul că atâta timp cât n-ai stabilit o relație directă între un vaccin sau un medicament și un anumit eveniment medical, este total eronat să spui o reacție adversă, repet, la ceva cu care n-ai stabilit o legătură directă. Eventual se poate spune o posibilă cauză. Asta este o încadrare, să spunem, mai acceptabilă. Să spui este o posibilă cauză a apariției unei boli multitrombotice, să spunem, cum este cazul descris în Italia. Dar să spui că este o reacție adversă dacă n-ai stabilit o relație de cauzalitate este, în opinia mea, eronat. De asemenea, faptul că anumite țări, sigur nu discutăm decizia lor, dar discutăm principial, faptul că anumite țări au oprit vaccinarea totală cu AstraZeneca este iarăși, în opinia mea, o decizie exagerată. Faptul că s-a oprit utilizarea anumitor loturi, asta poate fi considerat ca fiind o decizie corectă până la lămurirea problemei. Vedeți că, de exemplu, la medicația antireumatică se folosesc antiinflamatoare nesteroidiene, care generează destul de frecvent, chiar cu o frecvență care merge undeva între 10 și 20%, asta înseamnă undeva una din 10 până la 20 de persoane din 100 care fac niște reacții postmedicamentoase, generează, să spunem, ulcere, recidivări de ulcere, chiar hemoragii digestive. Și nimeni nu vorbește de aceste probleme. Reumatismul este o boală larg răspândită și medicațiile acestea sunt folosite de asemenea de un număr mare de pacienți. Dacă ne referim la medicația anticanceroasă, are de asemenea o serie de reacții. Nimeni nu spune încă un bolnav de cancer, ferească Dumnezeu, care are niște reacții serioase după medicație. Este un lucru acceptat sau sunt niște probleme acceptate. Dacă apare o reacție adversă la 1.000.000 de doze de vaccin, celelalte 999.999 fiind salvatoare. Dacă apare o reacție adversă, toată lumea discută despre asta. Este ghinionul vaccinurilor. Cumva sunt, să spunem, victima propriului succes. Ne explicați, domnule doctor, ce poate să însemne un lot cu probleme? Desigur, deocamdată nu se știe dacă într-adevăr acest lot, vorbim despre ABV 2856, care a ajuns și la noi în România, ar fi într-adevăr cu probleme, dar a fost suspendată vaccinarea cu doze din acest lot din motive de precauție. Ce ar putea însemna un lot de vaccin cu probleme? Deci revin la, să zicem, să luăm așa un pic discuția de la începutul ei. Deci această vaccinare previne infecția COVID și previne formele moderate și severe ale infecției COVID. Nu previne nici moartea subită, nu previne nici infarctul miocardic, nu previne nici boala multitrombotică, nu previne o serie de alte afecțiuni cu care nu are niciun fel de tangență. Aceste afecțiuni vor apărea, vorbim de milioane de oameni care sunt vaccinați, milioane și milioane. Aceste afecțiuni vor apărea în continuare și vor apărea și la vaccinați. Trebuie să vedem dacă rata de apariție a unei anumite probleme de sănătate la vaccinați este cumva diferită față de rata de apariție înregistrată înainte de introducerea vaccinării. Și de-abia după aceea ne putem orienta să spunem că ar putea să fie o posibilă cauză, să spunem, vaccinul. Sigur, nu excludem supozițiile făcute până acum, pentru că e vorba de niște supoziții, nu sunt dovedite. Dar nici să spunem că este o reacție adversă, cum spuneam, la ceva cu care n-ai stabilit o relație directă de cauzalitate, nu poate fi corect. Acum, ce poate să fie în neregulă la un vaccin depinde de felul în care este făcut acel vaccin, de tipul de vaccin, depinde de compoziția acestuia, dar lucrurile este bine ca să fie lămurite după ce se stabilește această relație de cauzalitate. Bun. Spuneați că depinde de foarte multe lucruri și revin la prima întrebare, domnule doctor. În cât timp am putea afla niște rezultate clare, moment în care s-ar debloca această situație, suspendarea vaccinării cu dozele de la AstraZeneca? Este o chestiune de săptămâni, de luni? Ce credeți? În momentul în care cei care au făcut, să zicem, această sesizare au lansat-o și s-a văzut pe plan internațional, eu consider că o obligație deosebit de mare și o chestiune extrem de presantă ca să dea un răspuns cât mai profesionist și cât mai rapid, pentru că altfel, vedeți, apare o demobilizare a unor grupe populaționale importante în fața unei acțiuni absolut benefice a vaccinării anticovid și nu este în regulă treaba asta. Deci sunt foarte mulți oameni care se străduiesc să construiască încrederea și să dea încredere oamenilor într-un demers care este salvator efectiv și pentru ei și pentru omenire până la urmă, ca să scăpăm de pandemie, și vine așa o chestiune care este preluată, e absolut normal, așa se întâmplă, este preluată de la unii la ceilalți, pentru că mulți au luat măsura, să spunem, fără să aibă o motivație directă. Este preluată, cum spuneam, de la unii la ceilalți și apare, potențial poate să apară o demobilizare a populației, ceea ce poate fi deosebit de dăunător. Deja se simte, spuneam puțin mai devreme că sunt 9.000 de persoane doar aici în România, din 200.000 de români programați în platforma pentru vaccinare, care pur și simplu au renunțat la a se vaccina astăzi cu dozele de la AstraZeneca. Stăteam puțin mai devreme în jurnal de vorbă, domnule doctor, cu cercetătorul Ștefan Dascălu de la Universitatea Oxford pe marginea aceluiași subiect, iar părerea sa, cel puțin până la probe contrarii, este că toate aceste cazuri de persoane care au suferit probleme de coagulare a sângelui sau chiar decese sunt coincidențe, nefericite și puse cumva nejustificat în legătură cu vaccinarea. Tot coincidențe sunt și din punctul dumneavoastră de vedere? Deci, vedeți, dacă vorbim de acele cheaguri, probabil că se referă la boala multitrombotică. Da. Boala multitrombotică evoluează chiar și sub tratamentul anticoagulant și are, în general, la bază trombocitoza. Trombocitoză care, la rândul ei, poate să aibă la bază niște mutații excepționale. N-am să intru în amănunte, pentru că nu cred că sunt utile aceste amănunte telespectatorilor. E posibil ca o persoană nici să nu știe că suferă de așa ceva? Păi, dacă vorbim de niște mutații excepționale, aproape cu siguranță că persoana respectivă nu știe și, în general, și medicii ajung să determine aceste mutații sau prezența acestor mutații după investigații premergătoare care pot să dureze un anumit interval de timp. Deci, ceea ce este important, în opinia mea, este să vedem, să avem în vedere această rată de apariție a unui anumit eveniment medical. În cazul ăsta, să zicem, boala multitrombotică. Să vedem, boala multitrombotică a apărut cu frecvență mai mare după ce s-a început utilizarea unui anumit vaccin, în cazul ăsta, sau unei anumite medicații, sau, de fapt, vorbim de aceeași rată de apariție și punem pe seama vaccinului problema pur și simplu pentru că apare la o persoană vaccinată. Exact ca și problema aceea de preinfarct, să zicem, la un om care a fost vaccinat. Păi preinfarctele apar oricum în continuare, așa cum au apărut și în perioada prevaccinală. Moartea subită, de asemenea, va apare, din păcate, oricum și după ce s-a început vaccinarea la persoane vaccinate, cum a apărut și înainte, dar nu au niciuna nici cealaltă ca și cauză vaccinare. Domnule doctor, în încheierea discuției noastre, suntem în a doua zi deja în care înregistrăm peste 5.000 de cazuri noi și 1.166 de pacienți la secțiile de terapie intensivă. O situație, din păcate, înregistrată peste tot în Europa, un trend cu siguranță crescător. Suntem fără doar și poate în cel de-al treilea val și vin date noi din Franța, de la Institutul Pasteur, care ne spun mai multe despre unde și cum se răspândește coronavirusul. Spațiile deschise nu sunt o problemă, după cum bine știm deja cu ajutorul vostru, al specialiștilor, însă raportul amintește că barurile, restaurantele, frecventarea localurilor este asociată cu un risc crescut de infecție în perioada în care acestea au fost deschise, domnule doctor. Aceasta să fie una dintre cauzele pentru care acum ne confruntăm cu această creștere, că în ultimele luni, săptămâni au funcționat astfel de spații închise, poate fi una dintre cauze? Nu știu dacă la noi au funcționat barurile sau cafenelele, chiar asta nu am cunoștință de acest aspect. Dacă au funcționat, atunci pot să fie una dintre cauze, dar nu neapărat cea mai importantă. Barurile și cafenelele sunt, prin structura lor, prin felul în care sunt gândite, predispun la aglomerarea oamenilor. Mesele mici, scaunele aglomerate în jurul meselor, prezența la bar în sine. Deci sunt o serie de aspecte care sunt indiscutabile și pot să genereze o favorizare a infecției. În realitate, faptul că acum a devenit circulantă comunitar varianta britanică, care are o transmisibilitate mai crescută. Faptul că avem niște indicatori care spun clar că suntem pe o epidemie în creștere. Avem acel număr bazal de reproducere de 1,1. Asta ne arată limpede. Nu avem ce discuta că suntem pe o epidemie în creștere și vedem și consecințele, respectiv creșterea numărului de pacienți în terapie intensivă și aglomerarea spitalelor. Sigur că oricare dintre aspectele care favorizează propagarea infecției și favorizează apariția infecțiilor trebuie corectat sau, dacă este necesar, la un moment dat îndepărtat. Domnule doctor Popovici, mulțumesc tare mult pentru intervenția la știrile zilei. Ca de obicei, o plăcere. Mulțumesc pentru intervenție și o seară plăcută. Cu mare plăcere.